Doamnelor și domnilor, spectacolul nostru continuă cu copii de la clasa de instrumente a școlii Romantic Art, iar primii artiști care vor păși în scenă sunt coordonați de domnul profesor Ionuț Vrânceanu și ne vor oferi în dar câteva melodii interpretate la pian. Justin Scutariu, în vârstă de 9 ani, va interpreta miniatură de Maria Cernovodeanu și piesa de ziua ta, Mămico. Vă rugăm aplauze! Aplauze pentru Justin! Va păși pe scenă Andreas Daniel Novac, în vârstă de 11 ani, și va interpreta Oda Bucuriei de Beethoven și De ziua ta, Mămico. Aplauze pentru Andreas. Eusebiu Lucaciu, în vârstă de 8 ani,
va interpreta la orgă piesele Așa ca la noi mai rar, din repertoriul doamnei Sofia Vicoveanca, și Cel mai frumos dar. Bravo, Eusebio! Foarte frumos! Maria Daniela Sava, în vârstă de 11 ani, va interpreta lucrările Fiurelize de Beethoven și Mama. Thank you.
Felicitări, Maria! Codrin Kolomeiski, în vârstă de 8 ani, va interpreta piesele Flori de primăvară și Mama. Aplauze! Felicitări, Codrin! Următoarea artistă care va urca pe scenă se numește Amedea Kondratov, în vârstă de 12 ani, și va interpreta la pian piesele Dona Dona de Peter Edvinson și Cel mai frumos dar. Aplauze, vă rugăm! Felicitări, Amedea!
Urmează Antonia Moruz, în vârstă de 10 ani, care va interpreta piesele Twinkle Twinkle Little Star și Frère Jacques, versiune de pian. Și de ziua ta, mămico. Aplauze pentru Antonia. Felicitări, Antonia! În continuare, va urca pe scenă Patricia Tabarcea, în vârstă de 9 ani, și va interpreta la vioară Menuet de Johann Sebastian Bach și Primăvara a sosit de Nicolae Oancea. Clasa profesorului Vlad Dochița. Vă rugăm aplauze! Thank you.
Bravo, Patricia! Urmează Antonia Tarafliesc, în vârstă de 8 ani, care va interpreta la chitară piesa Mama, Adantino. Profesor coordonator Iulian Avasiloae. Foarte frumos! Bravo, Antonia! Nu am știut că vei cânta și cu vocea, că veneam mai repede cu microfonul la tine. Foarte frumos! Bravo! Doamnelor și domnilor, dragi copilași, aici se încheie primul calup al spectacolului Mărțișor pentru Mama, în care au evoluat elevi de la clasele de muzică instrumentală. Mai este cineva? Andronic? Ok, Alessia Andronic, da? În vârstă de 11 ani, va interpreta piesele În pădurea cu alune din folclorul copiilor și De ziua ta, mămico. Aplauze, vă rugăm! Thank you.
aplauze și pentru Alessia. Doamnelor și domnilor, dragi copilași, aici se încheie primul calup al spectacolului Mărțișor pentru Mama, în care au evoluat elevi de la clasele de muzică instrumentală și de la clasa de canto popular. Mulțumim din suflet pentru participare și implicare tuturor părinților, bunicilor și invitaților. De asemenea, mulțumim încă o dată tuturor partenerilor și felicităm din suflet toți copiii. Sunt Elena Simionese și vă doresc o primăvară liniștită și însorită. Mulțumim!